Cânepa preparată e una dintre cele mai atrăgătoare nadă pentru crap. Ca aspect, semințele de cânepă sunt mici și închise la culoare. Nu știm exact de ce crapii sunt atât de atrași de cânepă, există mai multe ipoteze, una dintre ele fiind că semințele de cânepă seamănă cu moluște sau crustacee foarte mici, care fac parte din hrana naturală a crapului. Altă explicație e că, din punct de vedere nutritiv, cânepa e bogată în uleiuri, proteine și vitamine, care sunt benefice pentru crap. Semințele de cânepă preparate sunt moi și sunt ușor digerabile chiar și pe apă rece. Nu în ultimul rând, culoarea închisă a semințelor de cânepă le face ușor de observat, mai ales pe un substrat deschis la culoare. Cânepa e o nadă ideală pe apă rece. E eficientă și în situația în care crapii se hrănesc mai slab, mai ales dacă peștii mici nu sunt foarte activi. În plus, când e frig, cânepa preparată rezistă fără să se altereze la o partidă lungă, în timp ce vara, când e foarte cald, se poate strica de la o zi la alta dacă nu e ținută la rece. Dacă vrei să folosești cânepă, ai două posibilități. Să o cumperi gata preparată sau să ți-o pregătești singur. Cânepa gata preparată se găsește în diverse sortimente, de la cânepă fiartă simplă, până la cânepă aditivată cu usturoi, boia iute, belacean și alte condimente. Borcanele cu cânepă preparată sunt practice când ai nevoie de cantități mici, cum se întâmplă în partidele scurte, sau când pescuiești pe vreme caldă. Trebuie însă consumate rapid sau puse la rece. Altfel, cânepa se poate strica pentru că nu are conservant. Pentru cei care au nevoie de cantități mari de cânepă preparată, cea mai economică soluție este să-și o pregătească singur. Am folosit de-a lungul timpului două metode de preparare, cu sau fără fierbere. Prima metodă e următoare. Cânepa se pune la înmăiat timp de 24 de ore, cu o cantitate de apă suficient de mare și într-un vas suficient de încăpător. După ce s-a înmăiat, cânepa se pune la fiert. E bine ca fierberea să fie făcută în aer liber, pentru că mirosul de cânepă fiartă e destul de puternic. Cânepa trebuie lăsată să fiarbă în jur de 15-20 de minute sau până când semințele de cânepă încep să se spargă. Vom vedea că o parte dintre semințele de cânepă se desfac în urma fierberii. Toate semințele preparate sunt bune ca nadă, atât cele desfăcute cât și cele care au rămas întregi. Unii pescari spun că semințele desfăcute sunt încolțite, dar e greșit. Odată fierte, semințele nu mai au cum să încolțească. Sunt doar semințe care s-au spart la fiert. Cu cât avem mai multe semințe desfăcute, cu atât cânepa e mai uleioasă. Uleiul e eliberat de semințele care se desfac. Dacă ne preparăm singuri cânepa și vrem să avem mai multe semințe sparte, putem adăuga bicarbonat de sodiu în momentul în care o punem la înmuiat. Bicarbonatul ajută la desfacerea semințelor și le dă o culoare mai închisă.
A doua metodă de preparare e mai simplă, pentru că nu implică fierbere. Luăm o ladă izotermă și punem cânepa uscată în ladă. Adăugăm condimente dacă vrem și eventual bicarbonat dacă e cazul. Turnăm în ladă o cantitate suficient de mare de apă fiartă și închidem imediat ladă. Punem lada la cald ca să păstreze cât mai bine căldura din interior și lăsăm cânepa la preparat în ladă cel puțin 12 ore. Când deschidem lada, cânepa va fi gata de folosire dacă temperatura din ladă s-a păstrat suficient de ridicată. Apa în care a fost preparată cânepa e utilă pentru hidratarea boilusurilor. Pentru a compensa faptul că prin fierbere cânepa își pierde o parte din conținutul de ulei, putem adăuga peste cânepa fierbinte o mică doză de ulei de cânepă. Cânepa preparată poate fi folosită cu alte nate, de exemplu cu amestecurile de semințe mici sau cu porumb dulce. Se combină foarte bine și cu alune tigrate sau cu boilisuri și pelete. De asemenea, putem adăuga sare sau un dulcitor sau condiment. Cânepa preparată dă rezultate atât în varianta simplă, cât și pregătită cu condimente și alți aditivi.